Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată slujitoarea Domnului, fie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgăduința lui Hristos. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să revergi harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Îngerea lui Dumnezeu, care ești pe Dumnezeu? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Preasfințite, vă spunem bun venit în comunitatea noastră. Pentru a celebra jertfa Sfinte Liturghii, dar și pentru a continua aceste cateheze pe care le-ați propus întregii dieceze în timpul postului mare. Ne bucurăm că ați ales și biserica noastră pentru această a treia cateheză și ne dorim ca prin prezența noastră, atenția, ascultarea noastră, să ne întoarcem după această celebrare și după cateheza ce va urma Sfinte Liturghii, mai îmbogățiți sufletește, pentru a trăi viața de zi cu zi cu mai multă speranță. Răspund salutului Părintelui Paroh, spunându-vă din suflet, bine v-am găsit și vrem ca împreună să trăim momente de înălțare sufletească, atât în cadrul Sfintei Liturghii, care este momentul cel mai important al întâlnirii noastre, și apoi în cadrul catehezei pe care am hotărât a treia cateheză să o fac aici, în Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din Roman. Adunăm acum toate gândurile și intențiile bune care ne-au adus la biserică, adunăm și gândurile tuturor celor care sunt în comuniune directă cu noi prin Erces Media și Maria TV, și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute pe fiecare după gândurile și intențiile bune și să facă rodnic efortul nostru spiritual de pregătire pentru Marea Sărbătoare a Paștelui spre care ne îndreptăm în postul mare. Să-i cerem iertare acum lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit,
ca să luăm parte cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Urea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Și o redai păcătoșilor care se căiesc, îndreaptă spre tine inimile slujitorilor tăi și reînnoiește-le râvna în Duhul Sfânt, ca să fie statornici în credință și bogați în fapte bune. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectură din cartea profetului Ieremia. Așa vorbește Domnul. Blestemat este bărbatul care își pune încrederea în om și își pune tăria într-un muritor și inima lui se îndepărtează de Domnul. El este ca un ienupăr în Arabah. Nu vede când vine binele. Stă într-un loc uscat din pustiu, în pământ sărac și de nelocuit. Binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul și Domnul este cauza încrederii sale. El este ca pomul plantat lângă apă, care își întinde rădăcinile pe mal. Nu se teme când vine arșița. Frunzele lui sunt verzi. În anul secetos nu se îngrijorează și nu încetează să facă fructe. Mai înșelătoare decât toate este inima și de nevindecat. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și observ rărunchii, ca să dau fiecăruia după căile sale, după rodul faptelor sale. Cuvântul Domnului. Mulțumim, Dumnezeu! Fericit este bărbatul care și-a pus încrederea în Domnul. Fericit
fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiți, nu zăbovește pe calea păcătoșilor și nu se așează în adunarea celor care bat jocoresc, dar își găsește plăcerea în legea Domnului și la legea Lui cugetă ziua și noaptea. Succes în tot ce ia ce face. Celor nelegiuiți duce la pieire. Fericit este bărbatul care și-a pus încrederea în Domnul. Păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună și aduc rod într-o răbdare. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus fariseilor: era un om bogat care se îmbrăca în purpură și mătăsuri fine și se bucura în fiecare zi cu mare fast. La poarta lui zăcea un sărac, al cărui nume era Lazăr, plin de bube. El ar fi dorit să se sature cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Ba mai mult, veneau și câinii să-i lingă bubele. A murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham. A murit și bogatul și a fost îngropat. Pe când se chinuia în iad și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Abraham și pe Lazăr în sânul lui și strigând a zis: Părinte Abraham, îndură-te de mine și trimite-l pe Lazăr ca să-și înmoaie vârful degetului în apă
și să-mi răcurească limba, căci mă chinui cumplit în flăcările acestea. Însă Abraham i-a spus, Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune în timpul vieții tale, după cum Lazar cele rele. Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi. Și pe lângă toate acestea, între noi și voi este o mare prăpastie, încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată și nici de acolo la noi. El a zis, Atunci te rog, Părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, ca să-i prevină, nu cumva să ajungă și ei în acest loc de chin. Dar Abraham i-a spus, Îl au pe Moise și pe profeți să asculte de ei. El însă a zis, Nu, Părinte Abraham, dar dacă unul dintre morți ar veni la ei, s-ar converti. I-a răspuns, Dacă nu ascultă de Moise și profeți, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu se vor convinge. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! După ce am ascultat cuvântul Domnului din Sfânta Scriptură la această Sfântă Liturghie din Postul Mare, pentru noi catolicii latini, și înainte de a continua Sfânta Liturghie, să facem împreună o scurtă reflecție asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și miezul acestei reflecții îl avem în psalmul responsorial pe care l-am cântat, l-am repetat de mai multe ori. Fericit bărbatul care se încrede în Domnul, care și-a pus încrederea în Domnul. Dar nu numai bărbatul, și femeia, și copilul, și adolescentul, și tânărul, tot omul care își pune încrederea în Domnul, Biblia, în Cartea Psalmilor, îl declară fericit. Aici avem rețeta fericirii pentru om cât trăiește pe fața pământului. Încrederea în Domnul, pentru că avem și rețeta nefericirii omului, neîncrederea în Domnul. Încrederea în sine, încrederea în oameni, încrederea în bunurile acestui pământ și așa mai departe. Aceasta este rețeta nefericirii. Omul care se încrede în sine însuși, care se încrede în bogățiile pe care le are, care se încrede în ideologii, este destinat nefericirii. Cel care se încrede în Domnul, acela aduce roade chiar și pe timp de secetă. Ați auzit în prima lectură ce frumos ne spune profetul Ieremia, din care s-a citit. Blestemat să fie omul care își pune încrederea în om, care își face dintr-un trup sprijinul său, iar inima și-o îndepărtează de Domnul. El va fi ca ciulinii în pustiu. E cuvântul Domnului. Așa spune profetul Ieremia sau Dumnezeu prin gura profetului Ieremia în prima lectură a zilei. Și tot profetul continuă să ne spună, binecuvântat să fie omul care își pune încrederea în Domnul. El va fi ca un pom sădit lângă ape și nu încetează să aducă roade și așa mai departe. O lectură minunată, prima lectură din cartea profetului Ieremia de astăzi. Doar în Domnul putem să ne punem încrederea.
Alte încrederi nu ajută, nu salvează, nu ne dau viață, nu ne dau bucurie. Spune Sfântul Părinte Papa Francisc că uneori, pentru mulți, deseori, omului îi place să se încreadă în sine, să se încreadă într-un prieten, în relațiile pe care le are, într-o situație bună sau să se încreadă într-o ideologie care îi aduce, crede el, fericirea. Și îl lasă pe Dumnezeu deoparte. Doamne, Tu stai aleacă mai departe, așa că mă descurc eu. Știu ce am de făcut, am prietenii mei, am averea mea, am influență și așa mai departe. Sunt oameni care gândesc așa. În acest fel, omul nu face altceva decât se închide în el însuși, își închide orizontul, ușile, geamurile și nu va găsi niciodată mângâiere, pentru că nu se poate salva pe el însuși. Nimeni nu se poate salva, nu se poate mântui pe el însuși cu forțele proprii, cu influența lui, cu încrederea lui în oameni. Este ceea ce pățește bogatul în fragmentul din Evanghelie, Evanghelie pe care a citit-o Părintele Decan puțin mai înainte. Bogatul este o parabolă pe care o spune Iisus, o pildișoară. Dar ce bine a tocmit-o Iisus și ce învățătură frumoasă putem trage noi din ea. Spune Iisus că bogatul care avea de toate, care era foarte mulțumit cu ceea ce avea, dar nu își dădea seama că la poarta lui, din cauza tuturor bogății și al preocupării de el însuși, nu își dădea seama că la poarta lui, la poarta casei sale, se află un sărac plin de răni care îi cerea ajutorul. Și remarcăm un lucru interesant. În parabolă, Iisus îi spune numele săracului, Lazar, Lazar cel sărac. Dar nu îi spune numele bogatului. Foarte interesant și o reflexie bună pentru noi în privința aceasta. Nu îi spune numele bogatului, celui care se închide în el, se încrede în el, în bogățiile sale și care, spuneam noi, deține rețeta nefericirii. Acesta este, putem spune, blestemul cel mai puternic al celui care se încrede în el însuși, în propriile forțe, în puterile oamenilor și nu în Dumnezeu, care își pierde numele. Cum te numești? Întrebăm de multe ori sau primesc unii întrebare și nu răspund cum se numesc numele lui. El începe să spune, am cont în banca nu știu care. Și spune numele băncii. Cum te numești? Atât de multe proprietăți am, vile, și începe el să le enumere. Cum te numești? Și tot face referință la lucrurile pe care le are, la idolii la care se închină. E, spune Sfântul Părinte Papa Francisc, avem toți această slăbiciune, această fragilitate, această ispitire de a ne pune speranțele în noi înșine, în prietenii noștri, în relațiile pe care le avem, în puterile omenești și uităm de Domnul, uităm de Dumnezeu. Credem că rezolvăm noi totul. Iar acest lucru ne conduce cu siguranță pe drumul nefericirii. Astăzi, în această zi din Postul Mare, joi, din săptămâna a doua a Postului Mare, pentru noi credincioșii latini, creștinii latini, trebuie să profităm de ocazie, ascultând acest cuvânt al lui Dumnezeu, și să ne întrebăm, și eu ca episcop, și noi preoții, și voi copii, adolescenți, tineri, dumneavoastră și cei care ne urmăriți în direct, e bine și folositor să ne punem această întrebare. Eu în ce îmi pun încrederea?
în viața mea, în cine sau în ce îmi pun încrederea? În Domnul sau sunt un păgân care se încrede în lucruri, se încrede în ideologii sau în idolii pe care și i-a făcut singur, din persoane sau din lucruri? Mai am eu un nume? Mai am eu un nume sau am început să îmi pierd numele și mă numesc eu? Hai să ne întrebăm din convorbirile pe care le avem noi cu semenii noștri, făcând un examen de conștiință, oare nu spun prea des cuvântul eu, datorită mie, fără mine? Și tot fac referință la mine, dând dovadă de egoism. Mă închid în mine și cred că eu fac, eu dreg, eu rezolv. Până și mântuirea, eu o rezolv. Nimeni nu se poate mântui singur. Avem nevoie de Dumnezeu. Fericit omul, bărbat, femeie, copil, adult, care își pune încrederea în Domnul. Egoismul este acela care frânează drumul nostru spre mântuire și ne aduce nefericire și nu fericire așa cum am crede noi. Nu putem să ne mântuim în felul acesta decât numai punându-ne încrederea în Domnul și recunoscându-L pe El, că este Tatăl nostru, Părintele nostru, Cel care ne iubește, care are grijă de noi. Există totuși o, fiind acum în anul speranței, la care fac referire și în catehezele din timpul postului mare, să știți că există o portiță a speranței pentru cei care se încred în ei înșiși, perzându-și numele. Care este această portiță? Intrând în noi înșine și dându-ne seama că nu acesta este drumul fericirii, rețeta fericirii, să înălțăm glasul sau mintea, inima spre ceruri și să spunem, dar cu convingere, Tată, Creatorului, că avem nevoie de El. Și vom primi cu siguranță, dacă strigătul nostru este sincer, răspunsul în taina sufletului nostru: Fiule, da, sunt Tatăl tău, îți vreau binele, încrede-te în mine și nu vei regreta. Fericit omul care își pune încrederea în Domnul. Aceasta este rețeta fericirii. Amin. Fraților prea iubiți, parabola evanghelică pe care am ascultat-o în această seară descoperă greșeala tragică a celuia care se încrede numai în sine și în bunurile sale. Domnului, care scrutează inima și o convertește prin cuvântul său, să-i adresăm rugăciunea noastră spunând: Întoarce, Doamne, inimile noastre spre iubire. Întoarce, Doamne, inimile noastre spre iubire. Pentru ca biserica să nu înceteze să denunțe păcatul personal și social al egoismului și să propună idealul evanghelic al fraternității și al solidarității, să ne rugăm. Întoarce, Doamne, inimile noastre spre iubire. Pentru ca nimeni să nu uite de nenorocirea care planează asupra omului, care se încrede în sine însuși și își închide inima proprie față de persoanele fără apărare și abandonate, să ne rugăm. Întoarce, Doamne, inimile noastre spre iubire.
pentru ca meditarea zilnică a Evangheliei să alimenteze aspirația creștinilor spre iubire și dreptate, printr-o angajare morală coerentă, să ne rugăm. Întoarce, Doamne, inimile noastre spre iubire. Pentru ca exemplul lui Iisus, care frânge pâinea pentru toți, să fie imitat nu numai la această sfântă liturghie, ci și în viața zilnică, să ne rugăm. Întoarce, Doamne, inimile noastre spre iubire. Pentru ca persoanele bogate, care își risipesc averile pe lucruri inutile, să se transforme în persoane generoase față de cei săraci, să ne rugăm. Întoarce, Doamne, inimile noastre spre iubire. Pentru ca Euharistia pe care o celebrăm uniți în credință să devină putere de reconciliere în familie și la locul de muncă, să ne rugăm. Întoarce, Doamne, inimile noastre spre iubire. Dumnezeule, Părintele celor săraci, fă-ne sensibili față de cuvântul Tău și față de nevoile fraților, pentru ca așteptarea ocaziilor sau semnelor extraordinare să nu întârzie convertirea noastră la acea iubire care vine de la Tine. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Sfințește prin această jertfă faptele noastre de pocăință, pentru ca înfrânarea trupească din acest timp de post să lucreze în noi spre reînnoire sufletească, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Domnul sus inimile. Amin.
Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu spre mântuirea fiilor tăi ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii. Și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm cântând fără încetare. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Doamne.
celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Aduce aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, că se odăsăvârșește din dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci așa este împărăția și puterea și mărirea vecii. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Oh,
mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Thank you.
Să ne rugăm. Taina pe care am primit-o, Doamne, să lucreze necontenit în noi, iar roadele ei să sporească prin conlucrarea noastră, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Vă voi da binecuvântare acum și după aceea Părintele va continua cu devoțiunea în cinstea fericitului fericitului Anton Durcovici și cu Requiemul, programul pe care îl aveți obișnuit aici. Voi reveni imediat după aceea pentru cateheză. Domnule să fie cu voi! Și cu Domnul tău! Să fie numele Domnului binecuvântat! De acum și până când! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Fii alături, Doamne, de slujitorii Tăi care imploră ajutorul harului Tău ca să dobândească sprijinul și călăuzirea ocrotirii Tale prin Hristos Domnul nostru. Prin mijlocirea fericitului Anton Durcovici să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Rugăciune în cinstea fericitului Anton Durcovici. Doamne Iisuse Hristoase, Marele Păstor al sufletelor noastre, privește cu bunăvoință spre poporul nostru credincios, care se încrede în bunătatea Ta nemărginită și dăruiește-ne pentru sfințenia și curajul fericitului martir Anton Durcovici, mărturisitorul Tău, harul pe care cu încredere îl așteptăm de la Tine, pentru ca El să fie cât mai curând declarat sfânt spre slava Ta cea mare și spre binecuvântarea întregului nostru popor. Amin. Roagă-te pentru noi, fericite Anton Durcovici! Să ne rugăm! Dumnezeule, care în fericitul martir Anton ai dăruit bisericii Tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea Lui, ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul reposatei Maria, pentru că iertată fiind de păcate, împăcată cu Tatăl Ceresc și purtată pe umerii Bunului Păstor, să se bucure de fericirea Sfinților în Împărăția Regelui Veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat al noastră fire, moartea și morții te-ai supus, și ai împristinat dușmanul. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Și atunci când pe venirea
primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecătore, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Și să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Pregătești pasă pentru mine în fața dușmanilor mei. Îmi ungi capul cu untdeamnă și paharul meu e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și în voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei vedea pe Dumnezeu Mântuitorul. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul. Doamne, îndură-te de ea, Hristoase, Tatăl nostru, care ești din cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește pe cel rău. Amin.